România zace în întuneric. În ultimii 30 de ani, poporul nostru orbecăie, orbecăiește prin întuneric. Este pentru România un timp de cercetare. Toți oamenii vorbesc de ceva dramatic care urmează să se întâmple. Mai sunt soluții, oare? Mare Domnul vreo cale pentru noi? Sau lumea întreagă, așa cum se află acum, așa cum o vedem, este sortită pieirii și pierzării? Noi nu putem să știm dimensiunile dezastrului care va urma. România are nevoie să fie tămăduită prin puținii oameni credincioși care mai viețuiesc aici. Singurul care poate să vindece cu adevărat poporul acesta este Dumnezeu însuși, dacă poporul peste care este chemat numele Domnului se va smeri, inclusiv noi. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Bătea la poarta cerului o rază. Bătea sfios și încet, ca o străină. Târziu, un înger a deschis să vază și a stat uimit de palida Lumină. Era o biată rază scăpătată dintr-un adânc de minte omenească. Ce străbătuse cale înfricoșată de la pământ la granița cerească, atât de tristă și umilă, dar totuși credincioasă și curată. Că îngerul a tresărit de milă și a prins-o blând de mână tremurată. Apoi grăbit, a luat un cer cu dânsul și a dus-o în sfânta îngerilor horă. I-a podidit pe toți privind o plânsul și au strâns-o atunci îndată ca pe o soră. Ea le-a zâmbit, ștergându-le sudoarea și s-a rugat apoi de ei fierbinte, sunt fățișeze bunului părinte ca să primească binecuvântarea. Stăpâne, veșnic dătător de viață, din ce întuneric mă înălțai la tine, din ce prăpăstii crâncene de gheață, din ce vârtej de patimi și ruine, cât am luptat cu arba rătăcire, cu nebunia surdă, cu păcatul, dar n-am putut să se o sclipire, în largul nopții stăpânind de alatul, ca o umilă biată lumânare a în van, în minte, nedurată, învinsă, goală, stinsă, spulberată, doar în surghiun, găsesc acum scăpare și abia trecui oceane întregi de sânge cum sta, smerit în fața strălucirii, silită ochii serbeși să și -i plece, sărmana rază, far al omenirii părea o umbră, lâncedă și rece. Tu vii aici singură și învinsă, grăi cel vrednic, nevăzutul tată. Tu fugi de teama să nu fie atinsă, dar când s-a stins lumina adevărată, de te-am trimis în lumile învrăjbite, nu te-am chemat cu pumni strânși și goi. Ca pe un mănunchi de raze strălucite, eu te așteptam să aduci pe toți la noi dintr-un biet sâmbur năbușit în fașă, din strălucirea unei minți senine, să fi crescut o mare uriașă, să porți pământul întreg până la mine. Plângând stingheră și tremurătoare, că ai fost înfrântă, vii să-mi dai de știre. Nu te primesc, săracă și datoare, cui ai lăsat bogata moștenire. Mergând spre raza jos în genunchiată, i-a sărutat obrajii amândoi. Copila mea, fi binecuvântată, ia-ți noi puteri și întoarce-te înapoi. Și chiar de-ar fi ca sterpul buz de tină să-l părăsească orștile cerești, tu să rămâi că tu ești doar lumină și nu trăiești decât când strălucești. Amin. Dragii noștri, frați, părinte Daniel, sunt bucuros să vă văd din nou după o perioadă lungă de vreme și vă salut cu salutul nostru etern, slăvit să fie Domnul. N-am ales întâmplător să vă recit aceste versuri, să vă citesc aceste versuri, care tratează o temă care este deosebit de actuală și care ne privește în mod expres și personal pe noi. Tema și datoria și obligația de a fi lumină în aceste vremuri care sunt atât de greu încercate și atât de cuprinse de întuneric în cartea profetului Isaia, în capitolul 60, versetul 2, se specifică că ceată, cu acoperă pământul și negură mare popoarele. România zace în întuneric. Ne place, vă place să recunoașteți și să recunoaștem, dar adevărul este acesta. România este în întuneric, subjugată și sfârtecată de toate puterile întunericului, care parcă s-au năpustit și s-au concentrat cu toate asupra acestei țări și asupra acestui popor. N-am depășit de mult bucuria sărbătorilor, sărbătorilor nașterii Domnului, care a avut ca temă principală această preocupare nevoia de lumină. Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare și poporul român a văzut odată o lumină mare. Imediat după închegarea sa în granițele acestea pe care noi le cunoaștem ca fiind România de astăzi, după numai cinci ani de la crearea statului unitar român din 1918, Domnul Iisus din Cerul a trimis o, lumân, o lumină să strălucească peste poporul care zăcea în întuneric. Prin glasul părintelui, prin opera și prin jertfa sa, prin părintele Iosif Trifa, România a cunoscut pentru prima dată, la nivel extins, la nivel de țară, lumina ce s-a pogorât din ceruri, prin cuvântul său, ca să aducă pe oameni de la necunoștința păcatului, de la, ne de la întunericul vicilor și a patimilor, la lumina adevărului lui Hristos. A crescut lumina aceasta. Oamenii au prins cunoștință. De cuvântul Domnului, încet, încet, s-a răspândit până la toate granițele uh, României, dar a depășit cu mult și uh, frontierele țării. Cuvântul Domnului pornit din această inspirată lucrare a Duhului Sfânt, care este oastea Domnului. A trecut, pot zice, cu bine perioada regimului comunist. Cei care suntem mai în vârstă ne amintim cum s-a petrecut în prigoană, în strântorare, oastea Domnului s-a călit, s-a dezvoltat, a progresat și a răspândit și a ținut cuvântul Domnului viu și lucrător. Ce s-a întâmplat totuși? În ultimii 30 de ani, poporul nostru orbecăie, orbecăiește prin întuneric. Parcă am pierdut lumina cu care am ieșit din Egiptul comunist și am intrat în așa zisul, în drumul spre așa zisul canan al libertății, că n-am ajuns. După 30 de ani încă orbecăim prin pustiul incertitudinilor, a și a patimilor pe care noi nu le-am cunoscut, nu le-am bănuit care fi existat în anul când am fost eliberați de comunism. Domnul Iisus a mărturisit despre sine: Eu sunt lumina lumii. Dar în alt pasaj despre ucenici, a spus același lucru: Voi sunteți lumina lumii. Și nimeni nu aprinde o lumină să o pună sub pas sau sub obroc. Ne mai recunoaștem astăzi ca fiind ucenici ai Domnului. Ca să fim lumină. Sau suntem ascunși pe undeva sub un pat sau sub vreun obroc al temei, al preocupărilor materiale de tot felul, a rătăcirilor departe de fața Domnului. Și dacă noi, care am cunoscut cuvântul Domnului, care avem pretenții că știm ceva despre Domnul Isus, nu suntem în stare să aducem o sclipire în ochii celor care nu-l cunosc pe Domnul ne, suntem, ne facem vinovați în fața lui Dumnezeu despre de tot darul și tot, tot belșugul de, de binecuvântare care a fost pus în noi prin cuvânt, prin lucrarea oastei Domnului. Eu nu am venit la frățile voastre să vă fac admonestări de niciun fel, dar am avut un gând de aseară și am vrut să vin la frățile voastre că este pentru România un timp de cercetare. Toți oamenii vorbesc de ceva dramatic care urmează să se întâmple. Acel ceva poate să fie de bine sau de rău. Întunericul acoperă popoarele. Fratele Traian vorbea într-una din poeziile sale, nenumăratele sale poezii profunde. Vorbea sus de pe colină poporului ce sta pe jos cu fața plină de lumină, vorbea Isus de pe colină cu glasul rar, adânc, duios, în lume, ura, ca o stâncă, zdrobește sufletul oricui, te închide de noaptea ei adâncă, să fii ca piatră, mai rău încă, să nu faci bine nimănui. Recunoaște starea aceasta, că se întâmplă și astăzi. Este un timp de cercetare pentru toți, cei care aveți pe inimă să nu ne îngropăm talentul pe care l-am primit. Pentru că nu este nimeni care să poată spune că nu are un talent din partea Domnului. Nu, to nu toți au darul cântării, nu toți au darul uh, predicii, nu toți au darul slujirii în vreun fel sau altul, dar undeva avem un talent pe care, prin rugăciune și cerere de la uh, bunul Dumnezeu, putem să-l identificăm în noi și pe care putem. Să-l punem în slujba Domnului, dar nu în slujba Domnului, ca și cum Domnului ar fi de folos, ci în slujba Domnului pentru semenii noștri, că semenii noștri care nu-l cunosc pe Domnul se duc cu sutele de mii și cu milioanele spre pierzare. Depinde și de noi lucrul acesta. Nu ne umflăm de mândrie, cu toată zmerenia trebuie să recunoaștem lucrul acesta, dar depinde și de noi. Mântuirea semenilor noștri. Nu ne putem duce cu pumni goi în fața Creatorului. N-am adus nimic pentru că n-am putut, pentru că ne-am temut, pentru că ne-au depășit problemele. Nu există nicio scuză. Au fost alții care au plătit cu capul, cu prețul sângelui, au plătit mărturisirea Domnului Isus. Dar culmea, astăzi, într-atât progres. Când încă mai este libertatea cuvântului, așa cum este cenzurată și distorsionată, cuvântul creștinilor se face auzit din ce în ce mai slab, din ce în ce mai confuz. Și pe mine mă apucă uneori disperarea. Văzând cât de neajutorați ne vedem, nu că suntem că în spatele nostru stă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care oricând ne poate da forță și un impuls să fim eficienți. Dar nu avem noi cercetare lăuntrică să recunoaștem lucrul acesta. Domnul Isus a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți afla o dihnă pentru sufletele voastre. Și așa noi, oameni moderni, ne întrebăm, la unde să vin, Doamne, că tu ai plecat în cer de 2000 de ani și eu singur aici pe pământ între oamenii care nu te iubesc. Suntem gata să spunem ca Ilie. Am fost plin de râvnă, Doamne, pentru cuvântul Tău. Dar acum m-am ascuns. Pentru că Izabela vrea să-mi ia viața. Lumea vrea viața mea. Dar din, răs, din străfundul minții noastre, Domnul parcă ne vorbește. Mai am nu șapte mii, ci de șaptezeci de ori câte șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Bal, înaintea Balului, lumii care stăpânește această lume și această vreme. Avem datoria să-i căutăm, să identificăm pe cei care nu și-au plecat genunchii împotriva lui Bal, frații noștri, oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu dar și pentru aceea a murit Hristos. Așteaptă să vadă la noi o lumină. Așteaptă ca prin viața noastră să le dovedim că noi ne-am întâlnit, ne întâlnit cu acela pe care îl cântăm și căruia ne închinăm. Dar prin fapte, pe fața noastră, pe viața noastră să se cunoască lucrul acesta. Mai sunt soluții, oare? Mai are Domnul vreo cale pentru noi? sau lumea întreagă, așa cum se află acum, așa cum o vedem, este sortită pieirii și pierzării. Noi nu putem să știm dimensiunile dezastrului care va urma, dar putem să anticipăm comparând cu ceea ce cuvântul Domnului ne arată și ne spune și cu istoria care s-a mai petrecut cândva. Încerc să citesc din memorie o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o lui Solomon la sfințirea templului, pe care l-a pus în slujba uh, pentru închinare. Dacă poporul peste care este chemat numele meu se va asmeri, se va pocăi și se va lăsa de păcatele sale, îl voi asculta din ceruri, mă voi coborâ la el și voi tămădui țara. România, are nevoie să fie tămăduită. Prin puținii oameni credincioși care mai viețuiesc aici. Vedeți câtă confuzie este acum, în țara asta. Pe de o parte, din zona politică, nici nu discutăm, toți au aceeași față, parcă. Toți sunt născuți parcă de aceeași mamă, toți fac același lucru. Nu putem să ne facem iluzii că am putea beneficia din acea direcție de o soluție salvatoare pentru suflet, nu pentru trup, pentru sufletele noastre care țin de veșnicie și nu de lumea aceasta trecătoare de câț, câțiva zeci de ani. Din cealaltă parte, o spun cu toată răspunderea, din sfera, din zona religioasă, o autoritate poleită ne promite o soluție superficială, fără să ducă poporul la Hristos. Pe căi ocolite, ni se administrează surrogate. Singurul care poate să vindece cu adevărat poporul acesta este Dumnezeu însuși, dacă poporul peste care este chemat numele Domnului se va smeri, inclusiv noi. Inclusiv noi să ne smerim, să ne mobilizăm, să ne identificăm. Sunt atâtea posibilități, și nu vorbesc de internet. Internetul poate să fie un paliativ la soluții, doar sursă de comunicare, dar părtășia cu oamenii, cu frații, este adevărata, vorbesc de părtășia în închinare, este adevărata o soluție prin care copiii lui Dumnezeu pot să strângă rândurile. Dumnezeu poate să facă ca în Samaria o nouă trezire în România. Cât mai mulți oameni să-L cunoască pe Dumnezeu și cât mai mulți oameni să-și salveze sufletele de la uh, moarte veșnică. Știți ce s-a întâmplat cu România? Am ajuns... Este un clișeu deja. Au rămas în țară doar bătrânii și cei care n-au fost capabili să plece. Floarea României este plecată peste hotare. Copiilor, nepoții, sunt crescuți de bunici sau de stat. Tocmai aceea de la care se așteaptă când va să pună o cărămidă la viitorul acestei țări? Mereu avem atitudine de abandon. Nu avem ce face. Ce să face aici? Aud frecvent formula asta de blazare. Și totuși, dacă noi chiar credem în Dumnezeu și nu-L considerăm doar un element de folclor la care să ne raportăm duminica sau la sărbători, dacă chiar îl credem pe cuvânt, să-l punem din nou la încercare. Spun un cuvânt apăsător. Să-l punem pe Domnul din nou la încercare. Dar, în primul rând, să ne curățim noi sufletele și inimile. Ca în fața lui să nu venim oricum. Și Domnul poate să îndrepte lucrurile. Și Domnul poate să toarne din nou har peste România. Nu trebuie să ne preocupe atât de departe. Uh, 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 să avem grijă a țărilor din Africa, din Orient și așa mai departe. România noastră pieri. Dintr-un popor de 23 de milioane suntem 16 acum în granițele țării. Cât eram după primul război mondial? Și n-a fost un război acum. Unde sunt oamenii? Poporul piere din lipsă de cunoștință. Avem obligația noi cei care mai știm câte ceva despre Domnul și din cuvântul său. Să fim lumină. Undeva în aceeași Evanghelie, cu câteva versete mai sus, Domnul spune despre ucenicilor, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, ea este bună de aruncat în drum, să fie călcată în picioare de trecători. Să nu ajungem acolo, să ne păstrăm și puterea de a săra și lumina care luminează întuneric. Pentru că dacă ne încredem de plin în Domnul, noi suntem conectați la sursa de lumină care nu se stinge și nu se va stinge niciodată, la Domnul Isus. Domnul să ne lumineze mințile noastre și sufletele și inima, ca împreună, să ne cercetăm, să ne conjugăm eforturile și voința pentru mântuirea noastră și a semenilor noștri care ne privesc și ne urmează. Amin, slăvit să fie Domnul.